Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet! Astăzi vă propun să ne relaxăm împreună. Eu aici am un proiect început, dar vă propun un altul. Și zic, spor să avem și voie bună! Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit! Haideți să lucrăm împreună astăzi o floare de cactus, o floare albă. Ea este, după cum vedeți, din mai multe petale, însă eu o voi realiza doar din 12 petale. În mijloc, staminele, observați că sunt așezate rotund, da? Eu am improvizat, ca să zic așa. Acest cerculeț este o bucată de sârmă pe care eu am așezat mărgeluțe micuțe. Am făcut un cerc și iată un suport. Sunt tare curioasă la sfârșit cum o să se așeze. Dacă nu și nu, din păcate nu am avut stamine galbene sau albe, doar pe acestea roșii și voi înlocui staminele cu, uitați, cu acestea. Pentru partea galbenă din mijloc voi folosi o culoare cerată, o găsiți în librării, veți vedea la momentul respectiv cum o voi folosi. Ca și fir, am folosit acest bumbac, am mai avut un pic prin casă, este Cotonex Mona, este un fir de bumbac destul de subțire și voi lucra cu o croșetă de 1,1. Eu am realizat deja aici 11 petale, uitați, și pe a 12-a o vom realiza împreună. După care vom monta floarea, o să vedeți că nu este greu, și vom realiza împreună o floare de cactus. Voi ridica 17 ochiuri de lanț. O primă buclă, bineînțeles, și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. În ochiul 2 vom lucra un picioruș alunecat. Vom trage firul și vom trage direct prin buclă. Vom ancora cu degetele ca să putem trage direct. În următoarele 4 ochiuri vom lucra câte un picioruș scurt. 1 2 3 4. În următoarele 10 vom lucra 10 piciorușe, deci câte un picioruș dublu, deci vom avea în total 10 piciorușe duble. Scoatem o dată și încă o dată. 1 2 10. În ultimul ochi vom lucra 4 piciorușe duble. 1 2 3 4. Vom face un picou, vom ridica 3 ochiuri de lanț și aici la bază vom introduce prin amândouă firele și vom face un picioruș alunecat ca să realizăm picoul din vârful petalei. Vom trece pe partea asta și deasupra primului picioruș dublu din cele 10 vom lucra din nou 4 piciorușe duble. Da? 1
2. N-am introdus și prin ultima buclă, da? 2. 3. Nu vrea, prin amândouă. 4. Și astfel am realizat vârful petale. În următoarele 9 piciorușe, da, fiindcă vedeți foarte bine că am început pe partea asta la altă, vom lucra câte un picioruș dublu. Vom prinde și firul în lucru și vom introduce în fiecare ochi și vom lucra câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haideți să tăiem firul acesta. L-am prins suficient în lucru. Acum vom face cele 4 piciorușe scurte și la final piciorușul alunecat. Deci în următoarele 4 ochiuri câte un picioruș scurt. 1. Foarte simplu, ați văzut? 2. 3. 4. Și aici un picioruș alunecat. Vom introduce, da, prin bucla primului ochi, tragem un ochi alunecat, încă o buclă și gata. După cum vedeți, foarte, foarte simplă petala noastră. Atât a fost. Dumneavoastră puteți să realizați mai multe petale, după cum ați văzut în poză, da? Și să lucrați floarea de cactus mult, mult mai bogată, dacă doriți. Ia să mai măresc eu aici poza ca să vedeți. Uitați, eu am hotărât să fac cum ar veni partea din mijloc, doar din 12 petale. Am aici cele 12 petale, da? Acum, eu mă voi folosi de pistolul de lipit. Dacă nu aveți pistolul de lipit, foarte bine puteți să coaseți, nu este nicio problemă. După cum vedeți, vârful petalei mie îmi stă un pic, da, într-o parte. Vom așeza petalele să aibă orientarea în aceeași direcție. Și vom prinde petalele una peste alta, uitați, astfel, da? Pe lângă linia mea de mijloc va veni marginea următoarei petale. Și haideți să punctăm cu silicon. Deci, unde este vârful, nu punctăm. Da? Uitați, am lipit deja două petale. Mai departe, la fel, așezăm pe linie, pe linia de mijloc, următoarea petală. Se lipește foarte, foarte repede. Eu mă folosesc de acest pistol de lipit
mă ajută foarte mult. Dar nu vreau să vă descurajați, dacă nu aveți acest pistol cu silicon, să renunțați, dacă vă place acest proiect și puteți coase, da? Puteți foarte bine coase. Și următoarea și gata. Mai avem o petală. Avem noroc că se usucă destul de repede. Da? Și acum vom prinde aici, da, pe dosul primei petale, la fel, vom da cu silicon sau vom prinde cu acu. Și vom puncta, vom presa mai bine zis, da? Da? Deci putem lăsa astfel să fie un bobocel, însă eu, chiar dacă am dat un pic de fixativ în prealabil aceste petale, le voi orienta spre exterior și voi deschide floarea mea, da? Putem să mai dăm cu fixativ, să știți, nu este problemă. Da? Deci ca să orientăm, să îi dăm acest aspect de floare înflorită. Voi mai da cu fixativ, totuși, să o aranjez. Ia uitați cât de frumos! Ca să pot desena cu galben. Merge și așa pe uscat colorat cu această culoare cerată, dar foarte bine încălzită un pic la flacără, foarte bine se colorează materialul meu. Și aici în interior eu voi colora cu, mă scuzați, am ieșit din cadru. Cu nuanța de galben, da? Uitați. Atât a fost nevoie, nu mai mult. Vedeți? Foarte, foarte frumos. Haideți să stingem. Și acum, fie, după cum vă spuneam, putem introduce stamine albe, așa este ideal, galbene. Eu nu am decât aceste stamine roșii, da? Nu vine rău nici așa. Eu zic că vine foarte frumos, da? Dar haide să vedem cum vine cu cerculețul meu. Aș merge pe cerculeț, fiindcă zic eu că imită mult, mult mai bine, da? Uitați. Ce părere aveți? Chiar vreau să-mi lăsați în comentarii cum vine mai bine. Cu acest cerculeț, da? Sau cu staminele. Mie, sincer, îmi place și așa și așa. Aici, ca să îmbrăcăm frumos, vom face un mic căpăcel din o nuanță de verde, bineînțeles, foarte, foarte simplu. Vom lucra. Vom ridica 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom face un cerculeț, vom uni, da?
și vom ridica 3 ochiuri de lanț și vom lucra pe acest cerculeț 12 piciorușe duble. 1, 2, 1, 2, deci am 2, 3 piciorușe duble, 4, 12 piciorușe duble. Vom încheia aici deasupra primului picioruș, vom ridica 3 ochiuri de lanț și de această dată vom spori 1, da, 1, 1. Vom introduce în primul loc și vom face un picioruș dublu, da? În următorul 2, 1, 2. În următorul un singur picioruș dublu, în următorul 2, 1, 2, 2, 1, 2. Unim deasupra primului picioruș dublu, da? Și acum vom lucra un rând de piciorușe scurte. Lucrăm, am făcut un ochi de lanț și lucrăm din primul ochi, da? 1, 2, 3, 10, 17, 18. Unim, tăiem firul. Vom introduce deasupra primului picioruș aici. Și vom trage bucla. Vom trage de tot firul. Așa. Și vom introduce pe partea exterioară, pe partea interioară a piciorușului meu. Uitați, agăț aici cele două bucle, da? Și trag firul. Și astfel nu se cunoaște unde eu am încheiat lucrul. Mai dau drumul la... Așa. Și fiindcă eu voi lăsa cu aceste mărgeluțe, da? Și vreau să fixez aici, voi rula cu fir aici. Voi agăța toate aceste fire, da? Și voi rula cu fir. Voi face o buclă mare, da? Și voi trece pe lângă floare, mă voi duce aici la bază și voi trage ca să fac un nod. Bineînțeles că voi strânge. Voi aranja floare, o voi mai da cu fixativ să stea deschisă. Foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și eu voi încerca să trag prin acest orificiu toate aceste fire. Am reușit, da? Sârma va trece, bineînțeles, cu ușurință. Aici putem face codiță, bineînțeles, putem adăuga sârmă și să, da, să lungim și să facem o codiță. Acum depinde foarte mult și la ce dorim noi să o folosim. Această floare. Și acum pot să rulez și să îmbrac. Și să fac eu o codiță mai lungă.
Dar cel mai bine este să mai rulăm un pic de fir ca să fixăm. Nu se poate așa direct. Haideți să rulăm, să rulăm, să rulăm. Și acum putem să îmbrăcăm codița. Gata. Și iată, dragii mei, floarea mea pe o frunză de nufăr am așezat-o eu. Da, până voi face un cactus și o voi atașa la planta respectivă, am așezat-o pe o frunză de nufăr, fiindcă am tutorial și la această frumoasă frunză de nufăr. Da, eu aștept în comentarii părerea dumneavoastră vis-a-vis de aceste stamine, dacă vă încântă aceste stamine, da, realizate din mărgeluțe, sau ar fi venit mai bine cu aceste stamine, dar albe sau galbene, dat fiindcă ați văzut originalul. Mie îmi place foarte, foarte mult această floare, eu zic că o putem folosi în foarte multe proiecte ale noastre și această floare de cactus. Vă doresc spor, aștept pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook, Lucru Manual de prin lume adunate, și vă aștept curând la un nou proiect minunat. La revedere!